Unul dintre cele mai importante proiecte de hotărâre ale ședinței de Consiliu Local din 26 ianuarie a fost cel legat de delegarea sarcinilor de viceprimar pentru perioada cât juristul Lucian Micu va îndeplini funcția de primar interimar către un consilier local. Aleșii locale au fost obligați să modifice componența comisiei de validare care trebuie să fie formată dintr-un număr impar de membri. După rezolvarea acestei chestiuni tehnice s-a trecut la votarea proiectului propriu-zis de hotărâre care a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate. Acestea fiind spuse, trecem la proiectul de hotărâre numărul 2 de astăzi, privind delegarea cu caracter temporar a atribuțiilor viceprimarului către un consilier local. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Pe marginea acestui proiect de hotărâre. Cele două formațiuni politice au propus câte un consilier care a intrat în cursa pentru câștigarea funcției de viceprimar. Grupul consilierilor PNL a propus-o pe profesoara Roxana Iorga, în timp ce socialdemocrații l-au propus pe arhitectul Daniel Vasiliu. Eu, din partea grupului PNL, am propus-o pe doamna Iorga Roxana. Vă rog, domnul Iorga. Din partea grupului PSD, propunem pe domnul consilier arhitect Vasiliu Daniel. Da, presupun că nu mai este niciun alt grup ca să se propune. Presupun că tehnic acum trebuie să procedăm la vot. Secretarul primăriei Gheorghe Carnariu a explicat celor 21 de consilieri prezenți procedura de vot. Domnul președinte al Comisiei de Validare va striga în ordine alfabetică fiecare consilier. Consilierul respectiv va prelua buletinul de vot, se va deplasa în cabina specială aranjată și va vota. Sunt doi candidați. Votul pentru un candidat înseamnă că acel candidat va fi lăsat liber. Candidatul care nu este propus va fi tăiat cu o linie orizontală. Deci, cine este pentru un candidat nu-l variază cu linia. Cine este împotriva acelui candidat, o linie orizontală taie numele respectiv de pe buletinul de vot. După ce rând pe rând consilierii strigați în ordine alfabetică și-au exercitat dreptul la vot, a fost anunțat rezultatul. Cu 14 voturi pentru și 6 împotrivă, în funcția de viceprimar cu atribuții temporare a fost desemnată liberala Roxana Iorga, ce devine, în acest fel, prima femeie din istoria post-decembristă a Consiliului Local ce îndeplinește o astfel de funcție. Am să dau citire procesului verbal numărul 1280 din 26.1.2017 a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Roma. S-a procedat anularea numărătoarea voturilor exprimate pentru delegarea doamnei Iorga Roxana Ioana sau a domnului Daniel Laurențiu Vasiliu în vederea îndeplinirii cu caracter temporar a atribuțiilor de viceprimar a municipiului Roma. În urma căreia s-au constatat următoare. Doamna Roxana Iorga, 14 voturi pentru, 6 voturi împotrivă. Primarul Lucian Micu a felicitat-o pe învingătoare și i-a și încredințat public prima sarcină, aceea de a se ocupa de materializarea proiectului școală după școală, inițiat de către predecesorul său. Doamna, primar, vă doresc mult succes în această nouă provocare și vă mai lansez o provocare. Pentru că proveniți din mediul didactic, vă lansez provocarea să rezolvăm situația cu programul de după școală. Ca și un obiectiv al dumneavoastră, pe termen scurt. Roxana Iorga își va prelua atribuțiile de viceprimar, urmând a-i se repartiza o serie de activități pe care și până acum le îndeplinea tot viceprimarul. Ea urmează a fi detașată orele sale de profesor de biologie la școala Alexandru Ioan Cuza, urmând a fi repartizate unui suplinitor sau împărțite între ceilalți profesori de specialitate, așa cum se mai obișnuiește, asta cu atât mai mult cu cât detașarea este doar pentru 3-4 luni.